Sunt atât de mulți oameni ce câștigă sau moștenesc averi peste noapte și le pierd într-un timp similar. Vedem mereu aceeași știre la TV, cum un om simplu, ce a dobândit averea la loto, a risipit-o în următorii 5 ani și a ajuns mai rău ca înainte. Ba chiar unii din ei s-au sinucis. Există studii care arată că peste 90% din acești câștigători și-au pierdut averile în decursul timpului. N-am să intru în detalii tehnice gen cum au făcut asta, însă răspunsul e unul simplu. Succesul vine din interior. Dacă interiorul tău n-a generat prosperitate, aceasta nu va reuși să-l păstreze pentru prea mult timp. E ca o energie, e fix ca atunci când e un pumn de nisip în mână, iar în speranța de a-l reține, strângi pumnul. Niciodată nu vei reuși. Acel nisip se va scurge lent până vei rămâne cu palma goală. În general, nu sunt adeptul bârfei sau vorbitului pe la spate, însă ca să-ți conturez mai bine această idee, am să-l folosesc ca și exemplu. Acum câțiva ani, un cântăreț cu diverse probleme în familie a reușit să câștige un show extrem de cunoscut din România, premiul fiind de 100.000 de euro. Toată lumea l-aplauda, îl susținea, iar el era pe culmile succesului. Dintr-un tânăr cu probleme financiare și familiale, reușise peste noapte să ajungă un superstar. Cât timp a fost la acea emisiune, atrăgea atenția maselor și aducea rezultate. Acea echipă de producție oferea succesul pe tavă, el doar trebuia să urmeze calea. După ce a câștigat premiul și echipa n-a mai fost în jurul lui, i-a început declinul. Pur și simplu acea aură se disipea pe zi ce trece. Atât de mult s-a șters încât lumea l-a uitat complet. În timp ce eram la o prietenă acasă și așteptam ca ea să se îmbrace, am pornit televizorul și ghiși pe cine văd eu invitat la un talk show prime time. Ai ghicit, era acest băiat. Trecuseră peste 3 ani de la acel succes, iar el se mutease înapoi în vechiul său oraș, părăsise capitala și încerca tot felul de lucruri cu muzica, gen colaborări, stiluri diferite, etc. Însă toate fără succes. Titlul acelui show era Cum a pierdut X cei 100.000 de euro. Justificarea acestuia era că investise într-un studio, chiria la București era scumpă, muzica necesită bani și așa s-au dus cei 100.000 de euro. Unul din moderatori, fiind mai pragmatic, i-a pus o întrebare specifică pentru care el nu prea a avut un răspuns concret și ea suna cam așa. De ce n-ai luat 2 apartamente în București să le dai în chirie ca să ai bani până la restul vieții? Băiatul a răspuns că și aceasta era o soluție, însă nu era una potrivită, fiindcă avea nevoie de investiții și tot felul de astfel de lucruri. Acesta e un exemplu clasic de cum succesul exterior fuge din preajma celui care nu-l merită. Chiar dacă i-a pus pe tavă răspunsul, el nici măcar nu a putut să-l audă, să-l înțeleagă, era prea blocat în paradigma lui de gândire. Ai încercat vreodată să schimbi niște păreri cu un extremist religios hardcore? Vei realiza că își va trage niște obloane fix atunci când vine vorba de anumite aspecte. Efectiv, nu le bagă în seamă, n-ai cum să comunici cu el, la fel și acest băiat. Pentru mine, răspunsul era evident. Pui banii să muncească pentru tine, cumperi apartamente și le dai în chirie, creezi afaceri sau investești la bursă. Întrebarea moderatorului a fost chiar extraordinar de bună în ideea că a specificat imobilele. Imobilele sunt cea mai sigură clasă de active, ele pot fi înțelese chiar și de copii. Sunt convins că dacă încercau o afacere sau să investească la bursă, erau mari șanse să-i piardă. Însă să cumperi 2 apartamente pe care să le închiriezi, asta n-avea cum să o rateze. De-aia zic că succesul găsește mereu cale să se disipe din calea celor care nu-l merită. El trebuie câștigat, iar pentru a-l avea, trebuie să muncești constant și asidu. Ai zice că din moment ce-l atingi, gata, nu mai trebuie să muncești deloc pentru tot restul vieții, însă nu e așa. Chiar dacă nu mai muncești atât de mult, tot trebuie să o faci. Te încurajezi să privești marile personalități ale lumii și vei vedea cum arată o zi din viața acestora. Crezi că Warren Buffett mai are nevoie să muncească pentru ceva la averea și la vârsta pe care o are? Sau Bill Gates? Pe lângă asta, am știut că el va dispărea de pe scenă fix în momentul în care a plecat din capitală pentru vechiul său oraș. Proximitatea aduce succesul cel mai rapid. Când stai în jurul celor prosperi, prosperitatea se lipește de tine precum mierea. Însă în secunda în care te înconjori de oameni aiurea, persoane care nu fac nimic concret cu viețile lor, vei ajunge și tu așa. Iar în momentul în care a decis să plece de lângă cei ce l-au pus pe scenă, a fost clar pentru mine că nu va mai putea reuși niciodată. Vedem asta și la noul trend în televiziune, și anume Vulpița. 2 oameni banali aduși într-un mediu favorizat încep să aibă succes. Bineînțeles, nu e succesul pe care noi de aici îl dorim, fiindcă e unul fals, n-are bază și se va pierde. Aceste personaje aduc rating, scot muzică și fac bani, toate acestea datorită puterii proximității. Crezi că ar avea aceleași rezultate dacă rămâneau la vechile lor vieți? Cei de lângă tine îți conturează realitatea și îți pot aduce succesul sau te pot trage în jos. Mulți m-ați înjurat după ce am făcut clipul în care povesteam de cum i-am lăsat în spate vechea mea gașcă și pe fostul meu prieten cel care a fost la închisoare. Trebuie să reții că eu am încercat mai întâi să-i ajut, am vrut să fac lucru cu ei, însă obloanele lor s-au pus și n-am avut cum să comunic cu aceștia.
După ce am văzut că efectiv orice aș face e tot la acea veche paradigma a gândirii rămân, atunci doar i-am schimbat. În momentul în care vulpița nu o să mai beneficieze de puterea proximității oferită de Trustul TV, ea va dispărea în neant și e posibil să ajungă mai rău decât era înainte. Sunt mulți aici care consideră că are parte din niște bani și un succes total meritat. E probabil adevărat, însă dreptate va face timpul și universul și nu m-aș mira să o văd pe această fată pierdută și alcoolică undeva în viitor. Soarta găsește mereu moduri de a echilibra succesul, de asta nu trebuie să te uiți niciodată la ce fac cei din jur. La fel e și cu cei din emisiunile de tip X-Factor, Șef la cuțite sau altele de genul. Proximitatea și munca adevărată fac diferența, iar majoritatea acestor câștigători de emisiuni dispar în viitor, nu vei mai auzi nimic de aceștia. Reține, succesul real vine doar din interior, el e singurul care rezistă în timp. Munca grea, dedicarea, sacrificiul, seriozitatea sunt trăsături ale acesteia, iar dacă vei vrea o viață prosperă, ai nevoie de toate. Știu că sunt momente când e total nedrept, poate tu muncești de 5 ani și încă nu vezi rezultatele dorite, iar o persoană ca Vulpița pare să aibă lumea la picioare într-un timp foarte scurt. Ideea e că nu trebuie să-ți faci griji, fiindcă soarta găsește mereu o cale să echilibreze lucrurile și nu va fi mult timp până când o vom vedea pe aceasta fix ca băiatul din poveste, undeva departe de lumina reflectoarelor și cu o viață tristă și anostă. Universul recompensează mereu la final pe cei ce au muncit cu adevărat și îi pedepsește pe cei ce au neglijat legile acestuia. Dacă mai vrei astfel de clipuri, spune-mi asta în secțiunea de comentarii, neapărat să dai un like, iar până data viitoare, succes!